Nicolae Constantin Paulescu s-a născut în ziua de 8 noiembrie 1869 în București, pe Calea Moșilor numărul 69, în familia negustorului Costache Paulescu și a Mariei născută Dancovici. În anul 1880, după ce a terminat școala primară de băieți numărul 1 din culoarea de galben, va urma cursurile gimnaziale ale liceului Mihai Viteazul. Până în anul 1888, când va absolvi liceul, dovedise o înclinație aparte pentru materii precum biologia, fizica și chimia, dar și pentru limbile clasice și moderne. Continuând o mai veche tradiție a tinerilor români pasionați de medicină, între anii 1888 și 1897 va fi student al Facultății de Medicină din Paris, ale cărei cursuri le va absolvi cu lucrarea numită Cercetări asupra structurii splinei. Considerând că mai are de învățat, între anii 1897-1898 va urma cursurile de chimie biologică și de fiziologie generală ale Facultății de Științe. După încheierea acestora, eminentul român Nicolae Paulescu își va lua doctoratul în științe cu două lucrări foarte apreciate de comisie: Cercetări experimentale asupra modificărilor ritmului mișcărilor respiratorii și cardiace sub influența diverselor poziții ale corpului și Cauzele determinante și mecanismul morții rapide consecutivă trecerii de la poziția orizontală la cea verticală. Fiind atât de bine pregătit teoretic, va face practica în spitalele Hôtel Dieu 1891-1894 și Notre-Dame du Perpétuel Secours 1894-1900, sub îndrumarea marelui profesor Étienne Lancerot. Concomitent, tânărul medic Paulescu s-a evidențiat și ca secretar de redacție la revista Jurnal de Medicină Internă. Cu toate că își însușise cunoștințe vaste și căpătase o bogată experiență în cele două spitale pariziene, medicul român se va înscrie la un nou doctorat la Universitatea din Paris, care va fi obținut cu lucrarea Studiu comparativ asupra acțiunii clorurilor alcaline asupra materiei vii. A fost o perioadă în care pur și simplu geniul său a explodat. Câteva priorități medico-chirurgicale ale profesorului Paulescu se impun a fi menționate pentru că depășeau frontierele științei acelei epoci. În anul 1897, de pildă, a demonstrat că coagularea sângelui obținut din vena suprahepatică se face aproximativ în același timp cu coagularea sângelui obținut din vena portă sau din venele periferice. Va clasifica glandele vasculare în trei categorii: glande de natură epitelială cu secreție exocrină și endocrină, ficatul și pancreasul, glande de natură epitelială cu secreție doar endocrină, tiroida și glandele suprarenale, glande de natură conjunctiv-limfatică, care nu au canale excretorii, oferind ca exemplu splina, timusul sau ganglionii limfatici. În același an va realiza în colaborare cu dr. Reynier anastomoza mucoasei, a venelor, ureterului și coledocului. După 12 ani de studii strălucite, în anul 1900, medicul Nicolae Constantin Paulescu s-a întors în țară, fiind numit profesor de fiziologie la Facultatea de Medicină din București, precum și director al Clinicii de Medicină Internă la Spitalul Vincent de Paul. În raport cu pregătirea, îl aștepta o carieră de practician uimitoare, însă, în mod neașteptat, va reveni la teorie, asta în timp ce la Paris apăreau primele două tomuri ale Tratatului de Medicină, în 1903 și 1906, semnate împreună cu profesorul Lancerot. Nedescoperind nicio contradicție între științele biologiei și religia creștină, contradicție la modă, o modă indusă, cum se constată și astăzi, în cercurile științifice franceze, va considera că are datoria de a-și exprima punctul de vedere. Nu accepta utilizarea științei în postura de judecător și de călău al creștinismului. Abia revenit din capitala Franței, în anul 1902 va susține prelegerea numită Generația spontanee și darwinismul în fața metodei experimentale, cu o notă virulent antidarwinistă.
peste 3 ani, în 1905, va vedea lumina tiparului lucrarea Noțiunile de suflet și Dumnezeu în fiziologie. În anul 1910 s-a mutat împreună cu sora sa, rămasă văduvă cu 4 copii, în casa bunicului Petre Dancovici, situată la intersecția bulevardului Domniței, azi Hristo Botev, cu strada Radu Calonfirescu, celebră pentru geamurile ei bombate. Acolo va fi deseori vizitat de Nicolae Iorga, Victor Babeș, Ioan Cantacuzino și alți titani ai națiunii române. Liniștit sufletește și fără să bănuiască urmările atitudinii sale de medic neconvertit la ateism, extrem de bine pregătitul om de știință Nicolae Constantin Paulescu a revenit în laborator. În anul 1912 va vedea lumina tiparului tomul 3 al monumentalului tratat de medicină, Patologia aparatului respirator și a aparatului digestiv, scris cu mentorul său. Rezultatul mai vechilor cercetări asupra acțiunii extractului pancreatic în cazurile de diabet, chiar când ajunsese aproape de configurarea tratamentului, a fost întârziat de intrarea României în primul război mondial și expus abia în zilele de 21 aprilie, 19 mai, 9 și 23 iunie 1921 la Societatea de Biologie din București. Peste o lună, în 31 august 1921, publica în Arhiva Internațională de Fiziologie de la Liege descoperirea principiului activ antidiabetic din pancreas, numit de el pancreină. În sfârșit, în ziua de 10 aprilie 1922, Ministerul Industriei și Comerțului i-a eliberat brevetul de invenție intitulat Pancreina și procedura fabricației sale. Ca o încununare a studierii diabetului, în mai și august 1923 îi apăreau în Arhiva Internațională de Fiziologie două memorii edificatoare despre boală și tratamentul cu pancreină. Fără să-i fie recunoscută munca depusă de-a lungul unui sfert de secol, studiile publicate în țară și străinătate și brevetul, în 1923, premiul Nobel era acordat canadienilor Frederick Grant Banting, care va reboteza pancreina cu numele cunoscut astăzi, insulina, Charles Herbert Best și J.J.R. McLeod de la Universitatea din Toronto, nu și celuilalt coleg al lor, Bertram Collip, care își publicaseră rezultatul cercetărilor în februarie 1922, cu 8 luni după profesorul Paulescu. De altfel, profesorul McLeod va recunoaște în anul 1926 că la temelia cercetărilor stătuseră studiile lui Paulescu. Evident, savantul român a protestat numele primordialității sale. S-a adresat celui de-al 12-lea Congres Internațional de Fiziologie, Academiei de Medicină din Paris, Universității din Lausanne, Comitetului de acordare a premiului Nobel, tuturor colegilor fiziologi ținuți la curent cu studiile și cercetările sale. În 1928 va apărea ultimul tom al Tratatului de Medicină la Imprimeria Școlii Militare din Sibiu, tomul 5 rămânând în manuscris. Va fi răpus de un cancer la vezică, care în ultimii ani de viață îi provocase halucinații cristice, în dimineața zilei de 17 iulie 1931. 30.000 de bucureșteni au condus pe ultimul drum un adevărat cavaler fără prihană. În 1990 a fost declarat post-mortem membru al Academiei Române la propunerea academicianului Nicolae Cajal. În același an, printr-o hotărâre unanimă a Senatului Universității de Medicină și Farmacie Carol Davila din București, se acorda numele său Catedrei de Fiziologie, în care Paulescu a activat ca profesor timp de 31 de ani. Profesorul Paulescu a trăit ca un mucenic și a murit ca un sfânt, scria Nicolae Iorga cu ocazia funeraliilor marelui medic și savant român.